După ce a trecut în primul tur de Amanov Azamat din Kârgâstan, mușceleanul Ștefan Pătrașcu, echipament albastru în aceste imagini, a urcat în această după-amiază pentru a doua oară în ring la campionatul mondial de box pentru tineret ce se desfășoară la Sankt Petersburg în Rusia. Sportivul, legitimat la CS Moscel Câmpulung, elevul antrenorului Gheorghe Vlad, l-a întâlnit pe cubanezul David Morel Ghiterez în meci contând pentru categoria de greutate 81 de kg. Ștefan Pătrașcu a cedat cu puține secunde înaintea gongului de final, atunci când a fost numărat, iar apoi arbitrul a oprit meciul. În urma acestei înfrângeri, mușceleanul a ratat calificarea în semifinale și totodată șansa de a obține o medalie la acest mondial. Ovidiu Mărgescu, fost pugilist la CS Moscel și Dinamo București, a fost cel care a promis lui Ștefan Pătrașcu o primă specială pentru această competiție, 50 de lire pentru fiecare victorie obținută de mușcelean plus 300 de lire în cazul în care obține o medalie.